Recent, ministrul Muncii Rovana Plumb s-a întâlnit cu reprezentanții direcțiilor de asistență socială și protecția copilului din țară, reuniune la care au participat și oficialități județene. Ministrul a arătat că întâlnirea a avut o serie de obiective, printre care identificarea problemelor pe care le întâmpină sistemul de asistență socială și protecția copilului. Am discutat în prima parte a acestei reuniuni de lucru despre problemele cu care se confruntă colegii care lucrează la nivelul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din punct de vedere logistic, administrativ și din punct de vedere al asigurării metodologiei necesare furnizării serviciilor sociale. În funcție de grupurile vulnerabile au fost stabilite prioritățile aflate în atenția celor care conduc sistemul de asistență socială. Aceea de a asigura drepturile copiilor, acela de a asigura drepturile persoanelor cu dizabilități și de a stopa fenomenul violenței domestice. Direcțiile sociale au transmis solicitări legate de completarea personalului necesar pentru oferirea unor servicii de calitate. Din punct de vedere administrativ s-au transmis solicitările privind un necesar suplimentar de personal specializat în sistemul de asistență socială și protecția copilului, respectiv asistenți sociali, lucrători sociali și asistenți maternali. Urmează să ni se comunice numărul de personal necesar pentru ca serviciile să poată să fie furnizate într-un mod eficient și să fie de calitate. Un alt capitol al discuțiilor s-a axat pe strategiile din domeniul protecției copilului și al asistenței sociale. Și de asemenea s-a discutat despre nevoia de a finaliza strategiile la nivel național, pentru ca în urma finalizării strategiilor la nivel național să poată să se facă strategiile la nivel local. La întâlnire au mai participat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman, secretarul de stat al Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Ioana Cazacu, reprezentanții UNICEF România, dar și reprezentanții societății civile. Alături de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, și de prefectul Victor Sanda, la întâlnire au mai participat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman, secretarul de stat al Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Ioana Cazacu, reprezentanții UNICEF România, dar și reprezentanții societății civile.